tânărul care terorizează de ceva vreme cartierul Mănășturi din Cluj-Napoca a semănat din nou panică printre vecini. De această dată, Adrian Dragoș Costa a tras cu pușca, lovind un tânăr în picior. Ești de la fară cu o mitralieră? Da, seară. Pe cine ai împușcat? De ce poliția? Te-ai drogat? Îți pare rău? Terorizează stradă întreagă. Ce ai făcut aseară? Pe cine ai împușcat? De ce te duce poliția? De ce te duce poliția acum? Te-ai drogat? Ce ai faci? Ți-ai luat? Ai fost conștient? Îți pare rău de ce ai făcut? Oamenii din cartier spun că tânărul de 21 de ani se află mereu sub efectul unor substanțe halucinogene. În luna iulie, Adrian Costea a ieșit pe stradă înarmat cu o sabie ninja și un topor. O femeie în vârstă de 32 de ani a fost la un pas să fie rănită, dar a fost apărată de fratele ei, care a fost mușcat. Miercuri seara, tânărul a ieșit în stradă cu o pușcă cu aer comprimat. A ieșit el afară cu o mitralieră cu aer comprimat, din câte am înțeles, și o tras într-un prieten de-a nostru în picior. I-a tras vreo 4 sau 5 glanțe. Am chemat poliția, l-au căutat, nu l-au găsit, tot n-au făcut nimic, tot chemăm poliția, nu îl arestează, îl trimite la nebuni o zi, dă drum acasă, taică-s-l scoate și nu se întâmplă nimic până acum. Real pericol aici. Este, terorizează o stradă întreagă, un cartier întreg. Toată lumea seme de el, nu poate să vină lumea la magazin, nu poți să stai cu copiii afară, conduce drogat, beat, fără permis, să bea, să droghează aici în fața blocului, vinde droguri. Adrian Costa a făcut praf cu sabia și o bicicletă sub ochii îngroziți ai localnicilor. Aceștia afirmă, uimiți, că tânărul nu pățește niciodată nimic, astfel că poliția l-a audiat pe Adrian Dragoș Costa după amenințările cu sabia și toporul, dar a fost lăsat liber. O locatară de pe strada Gârbău declară că se teme pentru siguranța copiilor care pot cădea victime lui Adrian Dragoș Costa. Mai mult, acesta spune că în cazul în care poliția nu va lua măsuri, vecinii își vor face singuri dreptate. Dacă nu o să facă nimic nimeni, o să ne facem noi legea. Ultima dată e și cu sabia. Sabie, bâte, pistoale, de toate. Localnicii de pe strada Gârbău mărturisesc că faptele sale se petrec de aproximativ 3 ani, iar tânărul își vinde marfa chiar în fața blocului. Individul, atunci când este în criză, își pierde discernământul și atacă pur și simplu vecinii. După incidentul cu pușca de miercuri seara, tânărul a fost reținut din nou de poliție, dar nu se știe încă dacă nu cumva va fi pus din nou în libertate.